cunosc în brațul Domnului. El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un răstar, ca iese dintr-un pământ uscat. N-are nici frumusețe, nici căluție că se trebuie privirile. Și înfățișarea lui n-are nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obinduit cu suferința, era așa de disprețuit că se întorceai fața de la el și noi nu l-am luat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpus pentru păcatele noastre, stropit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa de pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi ne treceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost diluit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mult înaintea celor ce o tun, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șterse pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la mărul cel păcat, măcar că nu se vârșise nicio nelegiuire și nu se găsise nici vitreșugul lui la lui. Domnul a găsit cu care să-l iubească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propoși mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului. Lui și se va vedea prin cunoștința lui. Robul meu cel nebicărit va pune pe mulți oameni într-o stare de pe voia lui Dumnezeu. Și va lua asupra lui o vară de legiunilor lor. De aceea îi voi da planile lui la un loc cel mare. Și va apăți prată cu cei puternic. Pentru că s-a dat păsirii însă la moarte și a crescut în numărul celor fără de lege. Pentru că a putat păcatele în urmă și s-a dat pentru cei vinovați. Amin.